Ziua bună, prieteni! Sunt Varicona și astăzi vă invit la o călătorie printr-un oraș pedepsit de Dumnezeu, cu ajutorul unui material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Orașul pedepsit de Dumnezeu, Sodoma și Gomora a Caraibelor. Cu mult timp în urmă, pe insula Jamaica, exista un oraș portuar numit Port Royal. Acest oraș prospera datorită comerțului intens cu sclavi, piraterie și contrabandă. Viața în Port Royal era decadentă, oamenii tăi din lux și desfrânându-se în plăceri lumești, fără să le pese de consecințe. Legenda spune că oamenii din Port Royal își uitaseră credința și își bătuseră joc de legile lui Dumnezeu. Orașul devenise cunoscut ca fiind Sodoma și Gomora a Caraibelor, pentru păcatele și corupția ce domneau acolo. Într-o zi, la apus, cerul s-a întunecat brusc, iar pământul s-a cutremurat violent. Un tsunami imens a lovit orașul, casele au fost distruse, iar locuitorii au fost înghițiți de valuri. Se spune că înainte ca orașul să fie complet înghițit de mare, s-a auzit un strigăt îngrozit: O, Doamne, iertare pentru păcatele noastre! Cei care au supraviețuit și au asistat la dezastru au văzut o lumină divină în prejurul orașului dispărut ca un semn al pedepsei divine. De atunci, Port Royal a fost considerat un oraș blestemat, scufundat de mânia lui Dumnezeu pentru păcatele și desfrânările sale. Legendele locale spun că uneori, în nopțile cu lună plină, se pot auzi strigăte disperate și plânsete provenind din adâncurile mării, precum ecouri ale vechiului oraș pedepsit de Dumnezeu. Un oraș ghinionist. Port Royal a fost unul dintre porturile principale coloniale din Jamaica până la fatidica dată de 7 iunie 1692, atunci când a fost distrus complet de un cutremur foarte puternic, urmat de un val uriaș tsunami. Rezultatul? În doar câteva minute, 2/3 din oraș s-au scufundat în mare. 1600 de oameni au fost uciși și 3000 au fost grav răniți. Alte 3000 de oameni au murit în zilele care au urmat cutremurului din cauza rănilor și bolilor, deci au pierit aproximativ jumătate din populația orașului de atunci. S-a încercat reconstituirea ulterioară a orașului, dar tentativa a fost zădărnicită în anul 1710 de un masiv incendiu urmat de o serie lungă de uragane foarte destructive. Lovitura fatală și ultimă a primit-o în secolul al XX-lea, mai precis în anul 1907, la 14 ianuarie, atunci când Port Royal a fost din nou distrus de un nou cutremur. Astăzi, din foarte prosperă colonie, a mai rămas doar un mic sat de pescari, iar vechiul oraș se află scufundat și este aproape perfect conservat pe fundul Mării Caraibilor. De altfel, vestigiile scufundate sunt, conform UNESCO, cel mai mare sit scufundat și conservat aproape în totalitate. O perioadă de glorie. În perioada de înflorire a orașului, Port Royal a fost unul dintre cele mai bogate, dar și mai desfrânate orașe din lume. Acest lucru a fost favorizat de poziția sa favorabilă frăției coastei, adică cea mai mare alianță cunoscută vreodată dintre pirații mărilor și oceanelor. Cel mai renumit pirat a fost capitanul Morgan, cel care a ajuns și guvernator al Port Royal. Istoricii descriu viața din secolul al XVII-lea din Port Royal, Jamaica, ca fiind una de lux și profund viciată, iar orașul era deseori denumit drept cel mai păcătos oraș de pe pământ. În cărțile monografice sunt evocate întâmplări cu pirați cruzi, aventurieri și vânători de comori, despre cuceriri și jafuri navale, dar și orgii demne de antici romani. Într-un cuvânt, se poate spune că la Port Royal era la modă jaful, excesul de mâncare, alcoolul, jocurile de noroc și prostituția. De altfel, atunci când orașul a fost cufundat în mare, s-a spus că a fost vorba de judecata severă a lui Dumnezeu autoputernic. De la indienii Taino la bucanieri. Primii locuitori ai viitorului Port Royal au fost indienii Taino, care au venit de pe continent ca să practice pescuitul. Spaniolii au fost primii europeni care au ajuns aici în timpul colonizării Jamaicai. Dar pe timpul spaniolilor, portul nu a progresat, fiindcă invadatorii spanioli nu realizaseră uriașul potențial. Dar în anul 1654, o expediție engleză, sub conducerea lui Robert Venables și William Penn, a fost trimisă de Oliver Cromwell pentru a cuceri insula Haiti de la spanioli. Fiind învinși de spanioli și temându-se să raporteze eșecul lui Cromwell, cei doi, Venables și Penn, au decis să se îndrepte spre sud-vest, spre insula mult mai slab apărată de spanioli, și anume Jamaica.
Au reușit să cucerească insula și au ridicat un fort numit Fort Cromwell și orășelul Point Kengway. Dar atunci când regele Carol al II-lea Stuart a fost restaurat pe tronul Angliei, fortul a fost redenumit Fort Charles, iar așezarea a devenit Port Royal. Deoarece zona avea un port mare și bine protejat, împreună cu apa adâncă aproape de țărm, Port Royal a devenit curând un important centru comercial în Caraibe și nu a trecut mult timp până când a fost cel mai aglomerat și mai bogat port din Indiile de Vest. Marea Glorie a cunoscut însă odată cu sosirea pe insulă a bucanierilor, care și-au dat seama că Port Royal poate să le fie un bun loc de adăpost pentru corăbiile lor. Bucanieri. Inițial, prin termenul de bucanier se înțelegea un fel de grătar de lemn pe care se afuma carnea sau pește și provenea dintr-un dialect al indienilor nativi din Caraibe. Atunci când bucanierii nativi s-au unit cu pirații din Alianța Frații Coastei, termenul s-a generalizat pentru toți pirații care activau în Marea Caraibilor. Până la urmă, au fost numiți bucanieri toți aventurierii, corsarii sau pirații care trăiau esențial din produsul vânătorii, jafului și a contrabandei lor. S-au stabilit în mici comunități autonome, în principal în Santo Domingo și pe insula Turtle. Bucanierii trăiau vânând carne de vită sălbatică și porci, a căror carne o afumau și vindeau în special și piei. Alcătuite din marinari pustiitori, naufragiați, coloniști săraci, soldați, renegați, sclavi pugari și bucanari obosiți de rasă, aceste comunități cosmopolite au apărut în Santo Domingo în 1630. Au profitat de decizia Spaniei de a renunța în 1606 la coastele de nord și de vest ale insulei pentru a suprima traficul de națiuni străine pe teritoriul său. Stă scris în La Voile Noire de Pirat. Foarte cruz, dar bun luptător pe mare, bucanierii au făcut, fără să vrea, ca Spania să reacționeze și să organizeze flota echipată cu soldați special antrenați în luptele maritime, numiți lancieri. Cu timpul, bucanierii își vindeau serviciile cui plătea mai bine și astfel au luptat fie sub comanda olandezilor, fie a francezilor, dar cel mai des au luptat sub steagul britanic. Luptători neînfricați. Remarcabili vânători, bucanierii au excelat și în luptele maritime, lupte în care dădeau dovadă de un curaj nebun, dar și de o cruzime fără de margini. Sunt descriși ca având o constituție solidă, bine hrăniți, dar și ca luptători formidabili și care erau înarmați cu o pușcă cu patru găuri de țeavă, numită pușcă de foc. Conform biografului Esquemelin, puștile corsarilor erau de o calitate inegalabilă la acea vreme, iar precizia focului lor le-a permis bucanierilor să ucidă o bună parte din echipajul advers de la distanță, ceea ce evita abordajul periculos și riscul de a se afla prea aproape de armele inamice. Aceste puși se încărcau extrem de repede pentru acea vreme și puteau trage trei focuri în timp ce o pușcă militară spaniolă, de exemplu, trăgea doar una. Pulberea era de primă calitate și importată din Franța, unde era fabricată expres pentru bucanieri, în portul Cherbourg. Ea se numea chiar pudră de bucanier și era păstrată în calabe, niște tuburi de bambus astupate la capete cu ceară. Fiind cumva marginalizați, bucanierii trăiau în izolare, dar nu în autarhie. Ei s-au unit în Alianța Frații Coastei și aveau chiar un fel de capitan-guvernator general. Corsarii din Port Royal nu se supuneau administrației britanice și ascultau doar de ordinele capitanilor de navă, numiți și lup de mare. Aveau o activitate economică intensă, vânzând pe lângă carne, piele și tutun și produsele rezultate din expedițiile de jaf. În schimb, cumpărau arme, muniție, îmbrăcăminte și multe altele. Unii dintre bucanieri și-au creat propriile companii de negoți extrem de profitabile. Ei chiar și-au dezvoltat propria rețea de afaceri, având parteneri în Europa, devenind astfel adevărați antreprenori. Vestitul pirat, corsar și guvernator, Henry Morgan. Cu certitudine, cel mai cunoscut reprezentant al bucanierilor a fost Henry Morgan, născut cumva în jurul anului 1635 în Țara Galilor. Despre acest vestit pirat se știu multe datorită unui contemporan al piratului, un anume Esquemelin, care și-a asumat rolul de biograf al lui Morgan. De la el știm că tânărul Morgan a ajuns în Jamaica în anul 1658, datorită unchiului său, Edward Morgan, care ocupa funcția de locotenent guvernator al insulelor jamaicane. Fiind o fire aventurieră, junele Morgan s-a înrolat în flota lui Edward Mansfield,
cel care a coordonat acțiunile corsarilor englezi împotriva posesiunilor spaniole din lumea nouă, pe care, cel puțin oficial, corona britanică le dezavua în fața plângerilor repetate ale ambasadorilor coroanei catolice spaniole, dar le sprijinea cu toată forța. De fapt, prin corsar se înțelegea un pirat sadea care nu jefuia de capul lui, ci la ordinele coroanei britanice. Să ne amintim că în timpul Marii Regine Elisabeta I, armata corsarilor condusă de Francis Drake a distrus invincibila armadă spaniolă. Dar curând, Henry Morgan își ia destinul în mâinile sale proprii și prima expediție care avea să-i aducă notoritate a fost organizată de Morgan împotriva orașului Portobello, al treilea cel mai important oraș spaniol din lumea nouă, aflat în teritoriul actual al statului Panama. Cucerirea orașului puternic fortificat a demonstrat calitățile de lider militar al lui Morgan și a creat un nou scandal diplomatic în Europa între Anglia și Spania. A urmat o altă expediție plină de neprevăzut, dar și de succes, atunci când Morgan a vizitat orașul Maracaibo, Venezuela de astăzi, unde corsarul a reușit să învingă forțele spaniole net superioare. După noi expediții împotriva posesiunilor spaniole de pe continent și de pe coasta cubaneză, Morgan s-a îndreptat spre cel mai important oraș al regelui spaniol din lumea nouă, și anume Panama. Orașul a fost cucerit, dar prada nu a fost atât de bogată pe cât se așteptau piratii, și asta fiindcă oficialitățile orașului îmbarcaseră din vreme mare parte din tezaurul prețios la bordul unor nave ancorate în portul Panama. Se spune că Morgan i-a torturat crunt pe prizonieri pentru că a vrut să afle unde fusese ascunse bogățiile orașului Panama, dar fără succes. Victoria a adus și mari necazuri piratului corsar. Atacul din Panama încălcase acordul recent încheiat în 1670 între Spania și Anglia. Astfel, Henry Morgan a fost arestat și trimis în 1672 la Londra pentru a fi judecat. Dar aici Morgan s-a apărat magistral, invocând faptul că nu era la curent cu semnarea tratatului, dar a beneficiat și de cadourile îmbelșugate din aur pe care, prevăzător, le distribuise mai înainte marilor de la Londra. Spre furia ambasadorului spaniol, Morgan a fost achitat și, culmea, înnobilat în 1674 și trimis în Jamaica în calitate de guvernator, post pe care l-a deținut până în anul 1681. Harry Morgan a murit la 25 august 1688 ca urmare unor boli renale datorate alcoolismului de care suferea. A fost înmormântat cu onoruri în cimitirul Palisados, dar mormântul său a urmat soarta orașului, fiind astăzi perfect conservat sub apele care au inundat Port Royal după devastatorul cutremur din 1692. Odiseea capitanului Blood. În anul 1922, scriitorul italian Rafael Sabatini a publicat un roman de succes, Odiseea capitanului Blood. Mult timp s-a crezut că este vorba de o ficțiune, dar s-a demonstrat că autorul s-a folosit de două personaje reale, ci doar a romanțat puțin acțiunea. Este vorba de piratul Harry Morgan și Thomas Blood, dar precum și de Henry Pitman, un medic care a fost capturat în timpul rebeliunii Monmouth, vândut ca slav la Barbados, evadat și capturat de pirați. În carte, protagonistul este un nume Peter Blood. Autorul păstrează o parte din numele autenticului pirat. Un medic irlandez care a avut o carieră de marinar și soldat, inclusiv o expediție în calitate de capitan sub comanda amiralului olandez de Ruyter, înainte de a se stabili în orașul Bridgewater din comitatul Somerset, Anglia, pentru a practica medicina. În timp ce, în calitate de medic, Peter Blood îngrija o parte din rebelii răniți în bătălia de la Sagemoor, a fost arestat. Este condamnat la moarte prin spânzurare, dar regele Iacob al II-lea, din motive financiare, preferă să-l vândă ca sclav și pe el și pe sclavii prizonieri răsculați în coloniile din Caraibe. Ajuns în Barbados, Blood este cumpărat de colonelul Bishop, inițial pentru a lucra pe plantația de zahăr a acestuia, dar mai târziu este angajat de Bishop ca medic. Vine momentul când o navă spaniolă atacă și prădează orașul Bridgetown, iar Blood profită de moment și evadează împreună cu alți condamnați și capturează nava spaniolilor care chefuiau pe insulă bucuroși de succesul facil al cuceririi insulei. Blood pleacă pe mare și își face o mică flotă de pirați și astfel a devenit unul dintre cei mai de succes pirați din Caraibe, temut și urât de spanioli. Trebuie spus că Blood nu a atacat și jefuia decât corăbiile spaniole. Mai târziu, după restaurarea regală din Anglia, așa numită Revoluție Glorioasă, Blood este grațiat,
iar drept răsplată pentru apărarea orașului Bridgetown împotriva atacului francezilor, este numit guvernator al Port Royal. Astfel, cariera de pirat a lui Peter Blood s-a încheiat în anul 1689. Ce se găsește astăzi sub apă? Echipele de arheologi submarine finanțate de UNESCO au dezvăluit secretele orașului scufundat. Conform unui raport emis de UNESCO, știm că oale și tigăii din fontă erau încă în vatră, cu lemn carbonizat de la foc până la suprafață. Stive de farfurii de cositor care au căzut din spațiul lor de depozitare de sub scări, în timpul seismului. Rămășițele copilor au fost găsite printre zidurile sparte ale casei lor. De asemenea, au fost descoperite rămășițele de butoaie care conțineau gunoiul zilei, inclusiv tunsurile bărbii și părului unui bărbat într-o zonă de curte. Multă ceramică au fost găsite intacte sau sparte acolo unde au căzut, impecabil conservat. Până și ora exactă a seismului a putut fi determinată în urma descoperirii unui ceas de buzunar și astfel identificarea momentului exact al catastrofei a devenit o certitudine și o premieră pentru întreaga istorie a arheologiei. Situl arheologic subacvatic Port Royal a păstrat multe aspecte ale existenței zilnice a locuitorilor din acel moment, iar UNESCO a afirmat că ansamblul subacvatic de clădiri excavate din orașul scufundat este un exemplu excelent de ansamblu arhitectural reprezentând viața de zi cu zi într-un oraș port colonial. Astăzi, cele mai multe dintre rămășițele orașului din secolul al XVII-lea se află la 12 metri sub apă. Și un fapt puțin cam sinistru. În nopțile cu lună se poate vedea foarte bine fosta catedrală din Port Royal, iar pescarii susțin că în anumite zile cu furtuni se pot auzi clopotele bătând. Și este un lucru total real, iar scafandrii au prezentat fotografii cu catedrala scufundată și care pare absolut nevătămată. Sper că v-a plăcut această călătorie în orașul pedepsit de Dumnezeu, sigur cu ajutorul unui material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă urez toate cele bune!